Instituțiile din domeniul asistenței sociale nu reușesc întotdeauna să rezolve cazurile pe care le au în lucru. Astfel se face că, în orașe mari, oamenii străzii sunt numeroși. În orașele de provincie, astfel de cazuri sunt mai rare. De două săptămâni, o tânără de 28 de ani doarme noapte de noapte în zona gării sau în cea a parcului municipal, atunci când polițiștii o alungă din sala de așteptare. De ce ai ajuns să dormi în gară? De ce ai ajuns să dormi pe stradă? Ne-ai spus că de două săptămâni nu mai ai un acoperiș deasupra capului, așa este? Da, așa este. Deci n-am unde să trag și altceva, nu știu. Vreau să încerc pe cineva să mă ajute, să-mi caut familia și... Deci am dormit două săptămâni în gară, bai nu prea am făcut, m-am rugat de oameni să fac bai, de mâncare tot așa am cerut de la unul, de la altul. Ok, Daniela, dar din câte știu, tu ai stat până acum la... La Speranța. La Casa Speranței. Da. Și de ce? Nu se mai poate să dormi acolo? Am fost plecat în Germania, am lăsat fata într-un, la cineva la cimitir în grijă să o predeie lui domnișoara Sorina. Eu la 6 aveam autocarul și când am venit în țară, mi-a interzis, tu nu mai ai dreptul la Casa Speranța, te duci unde vrei, noi nu te mai putem primi. Pe ce motiv? De ce? A spus că am depășit de 6 luni și normal eu am stat 3 ani și atâta mi-a zis, că nu mai am dreptul la Casa Speranța, să mă duc să dorm prin gări, unde apuc, unde văd cu ochii. Ai încercat și în altă parte? Am încercat și la preoți aici și nu s-a putut face nimic. A zis că s-a ocupat. Înainte să plece în Germania pentru a-și găsi un loc de muncă, Daniela și-a lăsat fetița în grija unei cunoștințe. Între timp, copilul intrase deja în atenția celor de la asistența socială. Cum rămâne cu fetița? Ai spus că ai lăsat fetița la cineva în grijă, cineva de lângă cimitir. Acum, care e situația fetiței tale? Fetița mea, am fost la Romanița, este bine, este îngrijită. Eu cu mine nu pot să o țin pe drumuri. Pentru că am stat acum 3 ani, am stat înainte să fac plecări în Germania. Să înțeleg că fetița ți-a fost luată de cei de la asistență socială și dată în plasament. Nu, încă nu-i dat în plasament, în caz de urgență, nu știu cum să spun. Și asta ce presupune? Ce se va întâmpla cu ea de acum încolo? Eu încerc să o dau în spre un aste maternal să-i fie ei bine. Că cu mine pe stradă nu poate să trăiască. Pentru că am stat ceva timp cu ea pe drumuri. Stăteam la Speranța dimineața la ora 6 afară, dimineața când trebuia să plecăm din adăpost, la ora 6 trebuia să fim în picioare și seara când ne întorceam la 7 fix trebuia să intrăm în adăpost. Deci mi-era foarte, foarte greu cu fetița. Daniela cere ajutorul propriei familii, însă nu ar refuza niciun ajutor primit din partea unui om cu suflet mare. Eu aș vrea ca să fiu puțin ajutată de cineva care mă urmărește acum pe... televiziune și care vrea să-mi întindă și mie o mână de ajutor. Că nu pot să trăiesc așa o viață întreagă pe drumuri. Am încercat să mă angajez astea, dar nu se poate. Vreau ceva măcar să-mi întindă cineva o mână de ajutor. Tu câte... În primul rând, familia mea. Sandu Daniela și Alin Sandu. Tu câte clase ai, Daniela? Eu 11 clase. Ai încerc... Profesional, profesional, nu liceu. Ai încercat... Și meserie. Ai încercat să te angajezi undeva cu diploma ta de 11 clase? Da, am lucrat la Agricola, am lucrat la fabrica de beri și la croitorie. Am lucrat. Ok, și acum ce te-ar ține în loc să încerci din nou să-ți găsești un loc de muncă? Nu contează, orice. Și la mătura pe stradă, orice. Da, aș încerca ca să pot să-mi țin copiii lângă mine, că nu pot, eu mă simt aiurea fără copiii mei. Cu toate acestea, Daniela susține că este greu să se deplaseze până la Bacău pentru a-și ridica adeverința care să ateste finalizarea celor 11 clase. Am fost la forțele de muncă, mi-au cerut diploma, mi-au cerut buletinul și am spus că n-am la mine niciun buletin, n-aveam nici în timpul la buletinul, nici... care trebuia să... ce mi-au cerut ei acolo. Păi, ai putea la fel de frumos să... le faci din nou o vizită și să le prezinți actele. Din câte am înțeles, diploma ta e la Bacău? La Bacău, da, la profesional unde am învățat. Și acum, ca să mă duc acolo, mi-este foarte departe. Trebuie să mă duc neapărat să o iau, că vreau să mă angajez să-mi țin copii lângă mine. Ok, da. Și vreau neapărat să fiu ajutată de cineva care mă vede acum pe televiziune să-mi tind o mână de ajutor, vă rog, mult. Bine, perfect de acord cu tine, dar teoretic în câteva ore ai putea să te duci, să-ți iei diploma și să te și întorci de la Bacău. Sunt 40 de kilometri. Bine, aș putea, dar la oboseala de două săptămâni care o am pe drumuri și prin gări, îmi este foarte greu. Am
Am înțeles. O obosită enorm, somn, nu pot să dorm, nu pot să dorm în gară cu oamenii respectivi, cu drogați, cu deștia, eu nu pot. Eu n-am fost în viața mea așa. Am ajuns în situația de când am plecat în afară și n-am lăsat un loc de bună ziua. Un astfel de caz ar impresiona ușor la prima vedere, însă trebuie să conștientizăm și faptul că multe dintre așa zisele cazuri sociale au drept cauze tocmai de lăsarea viciile și, de ce nu, lenea celor ce se vor a fi asistați social.